Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri, iată care sunt principalele evenimente ale zilei. La 2 săptămâni după ce a fost implicat într-un accident în urma căruia au murit 2 oameni, fostul ministru Daniel Chițoi este pus sub acuzare pentru ucidere din culpă. Liberalii cer o sesiune extraordinară în Parlament pentru tăierea pensiilor speciale. Numai astfel, spun ei, se vor strânge bani pentru dublarea alocațiilor copiilor. Sunt chestiuni complicate a căror rezolvare va lua timp. Iată răspunsul oficial al Palatului Buckingham după ce Harry și Meghan au anunțat că vor să renunțe la statutul de înalt reprezentanță ai casei regale britanice. Neoficial, regina a fost șocată, iar prințul Charles s-a înfuriat. Fostul ministru al economiei, Daniel Chițoiu, a fost pus oficial sub acuzare pentru ucidere din culpă în cazul accidentului din Argeș de pe 26 decembrie, în urma căruia 2 soți și-au pierdut viața, iar o altă persoană a fost grav rănită. Chițoiu a fost citat la parchetul de pe lângă tribunalul Argeș, unde i s-au adus la cunoștință învinuirile. Fostul demnitar a refuzat să dea declarații la audier, prevalându-se de dreptul la tăcere. Cu familia victimelor ați vorbit? Nu. Vorbeați la telefon în momentul în care s-a produs accidentul? Ați ațipit? Este un martor care spune că dumneavoastră ați intrat pe contrasens. Este adevărat? Nu declară nimic acum. Iată însă ce a declarat un martor ocular, aflat în trafic atunci când s-a produs accidentul mortal în care a fost implicat Daniel Chițoiu în a doua zi de Crăciun. N-a intrat în nicio depășire, nu era nimic în față. A părăsit banda și a intrat pe cealaltă bandă. Și Loganul era pe banda lui, Loganul mergea bine? Loganul venea normal de la Pitești. Dumneavoastră unde... Uite mașina. Eram în a fost spatele lui. Prima mașină. Păi, da, bineînțeles. Martorul susține că mașina lui Chițoiu ar fi intrat pe contrasens și ar fi lovit în plin un Logan în care se aflau 3 persoane. Însoțit de avocatul său, fostul demnitar a refuzat să facă declarații, inclusiv despre faptul că imediat după accident a stat în picioare lângă polițiști. Apoi, după venirea ambulanței la spital, a apărut pe targă. Domnul Chițoiu, cum a? Da, da. Domnule ministru? Da. Cum vă simțiți? El era pe picioare atunci, nu? Vai de mine! Ministru? Da. Păi s-a dat jos din mașină, a dat ocol la mașină, a făcut portbagajul, și-a luat borseta, a vorbit la telefon. Deci nu vi s-a părut grav rănit? Eu cred că n-a avut nici poate. Cum se face când ele poți ați fost să puniți în picioare? Mi-am revenit în momentul acela. Un bărbat de 82 de ani a murit în urma impactului, în mașina lovită de Daniel Chițoiu. În dreapta se afla soția lui, în vârstă de 73 de ani, care și-a pierdut și ea viața. O altă femeie aflată în mașina celor doi a fost grav rănită și a rămas la spital. Mergeau împreună la cimitir să aprindă lumânări la mormântul părinților. Fostul ministru Alde a fost citat la parchetul Argeș, unde i s-a adus la cunoștință că este urmărit penal pentru ucidere din culpă. Întâlnirea cu procurorul a durat doar 15 minute. În raport de drepturile sale procesuale, persoana respectivă a înțeles să se prevaleze la drepturile la tăcere, precizând că nu dorește să dea declarație la acest moment. Persoana respectivă are calitatea de suspect sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Anchetatorii vor cere la 112 și ora la care a fost anunțat accidentul și vor solicita lista convorbirilor făcute la telefonul mobil de către fostul ministru pentru a vedea dacă nu cumva acesta vorbea la telefon în momentul impactului. Dacă victima rănită în accident va rămâne mai mult timp la spital, Chițoiu poate fi acuzat și de vătămare corporală din culpă. Dublarea alocațiilor de stat pentru copii iscă noi tensiuni, după ce Federația Națională a Asociațiilor de Părinți a cerut public președintelui să promulge legea votată de parlamentar la finalul anului trecut. Reprezentanții PNL cer o sesiune extraordinară în Parlament. Liberalii spun că doar dacă vor fi eliminate pensiile speciale, vor exista bani în buget pentru alocații mai mari. În urmă cu puțin timp, șeful statului a precizat că nu ia în calcul un refuz, dar spune că analizează subiectul. 150.000 de copii adorm flămânzi în România, i-au scris reprezentanții părinților președintelui Klaus Iohannis. În scrisoarea trimisă și guvernului, aceștia cer public să nu fie blocată dublarea alocațiilor. Nu are importanță că este un partid de stânga sau de dreapta. În momentul în care vrem să facem ceva, de exemplu pentru acești copii, este normal să și facem, nu doar să promitem și apoi să eventual să plătim polițe între noi. Sunt copii foarte mulți care se duc la școală special pentru acel program Cornul și Laptele, ca să aibă o masă la prânz. Așa. În urmă cu doar o oră, președintele României a declarat că analizează această situație. La acest moment nu am de gând să refuz promulgarea acestei legi, dar ea încă se află în analiză. Premierul a avertizat la începutul săptămânii că nu sunt bani în buget pentru o creștere așa mare, mai ales în situația critică a deficitului bugetar. Nu ai prevăzute sumele de bani pentru
a susține această creștere. Avem 4 variante posibile, fie atacarea la Curtea Constituțională, fie prorogarea termenului de intrare în vigoare, fie o reglementare care să prevadă totuși o creștere rațională a alocațiilor de copii. Liderul deputaților PNL a găsit o altă variantă, tăierea pensiilor speciale în Parlament într-o sesiune extraordinară. Ar mai rămâne doar cele ale militarilor și polițiștilor. Am vorbit cu ministrul de finanțe Florin Cîțu, scoaterea pensiilor speciale acoperă aproape 80% din suma necesară pentru plata alocațiilor. Sesiunea extraordinară poate fi cerută de președinții celor două camere, Marcel Ciolacu sau Teodor Meleșcanu. PSD-ul o să voteze pentru ambele proiecte de legi, pentru eliminarea pensiilor speciale și pentru reducerea TVA-ului. Când va avea loc? Nu convocăm noi, am înțeles că doresc cei de la Partidul Național Liberal. Dincolo de clasicul război al declarațiilor politice, în România problema reală rămâne și aceea că aproape 20% din copiii țării trăiesc într-o sărăcie severă, o rată care ne plasează pe primul loc în Uniunea Europeană. De mulți ani, asociațiile cer măsuri concrete pentru diminuarea acestui fenomen, printre care investirea în creșe, grădinițe și în transportul școlar. Dublarea prevăzută de lege le-ar aduce părinților care au copii până în 2 ani, 600 de lei, iar celorlalți 300 de lei. Românii care vor dori să muncească până la 70 de ani ar putea în curând să facă asta. Este un proiect la care lucrează guvernul, mai ales după o dezbatere largă la nivel european. Ministrul Muncii spune că nu a luat încă o decizie, dar promite că în niciun caz vârsta de pensionare nu va crește până la 70 de ani pentru toată lumea, ci doar pentru cei care doresc. În România există două realități atunci când vine vorba despre cei care se apropie de vârsta pensionării. Într-o categorie sunt cei care au împlinit vârsta, dar nu vor să se retragă, ci să rămână angajați. În cealaltă sunt românii care abia așteaptă să stea acasă. Ca atare, la nivelul ministerului s-a format un grup de lucru care caută o soluție prin care cei ce vor să muncească și după 65 de ani să o poată face. În niciun caz obligativitatea sau creșterea pentru toți manieră în care să-i pună în situații egale când de fapt realitatea este diferită. Și acum cei care vor să lucreze după vârsta de pensionare o pot face, dar numai cu aprobarea directorului instituției. E o temă care se discută. Posibilitatea ca după vârsta de pensionare, în anumite domenii de activitate, oamenii care își doresc să lucreze în continuare, poate să lucreze în continuare fără să le mai fie condiționată posibilitatea de a lucra de niște decizii administrative. Dacă se va opta pentru o astfel de soluție, românii vor putea lucra la cerere până la 70 de ani și nu sunt puțini. Am 71 de ani. Pensie sau salariu? Salariu, sunt salariată, da. Maria Preda este medic specialist pediatru. Ultimii 40 de ani i-a petrecut în spitalul din Găiești, județul Dâmbovița. Deși se putea pensiona de ani buni, doctorul a decis să rămână salariat. Dacă toată viața am muncit, mi se pare greu să stai degeaba. La fel gândește și Ion Caliap, care odată pensionat a ales să lucreze la privat, ca agent de pază. Nu poți să stai la 50 de ani, când am ieșit eu la pensie, să stai acasă, n-ai ce face, propriu-zis, plictisești. Însă dacă o astfel de măsură va fi adoptată, cei care vor opta să lucreze până la 70 de ani nu vor mai putea să cumuleze pensia cu salariul. Dar inițiativa ar avea efecte benefice, spun sociologii. Este vorba de reducerea deficitului la bugetul de pensii și al doilea obiectiv ar fi menținerea în câmpul muncii a unui segment mai mare de populație aptă să muncească. Își dovedesc în felul acesta utilitatea, sunt valorizate din punct de vedere social, profesional, moral. Discuția vine după ce guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru interzicerea cumulului pensiei cu salariul. Prevederea nu a intrat în vigoare, pentru că a fost atacată la Curtea Constituțională. Continuăm cu o informație de ultimă oră. Este alertă maximă în acest moment în sectorul 3 al capitalei. 10 de pompieri intervin la fabrica Electromontaj, unde a izbucnit un incendiu. În incintă se presupune că este o cantitate considerabilă de zinc. Populația a fost deja anunțată prin RoAlert să evite zona. Colega mea, Cristina Dobre, este acolo cu toate datele. Bună seara, Cristina!
Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor. La ora 18:30, un apel la 112 anunța un incendiu în incinta fabricii electromontaj din sectorul 3 al capitalei. Se pare că aici ar fi ars la un moment dat un cazan cu zinc. Nu se știe deocamdată despre ce cantitate de zinc este vorba, însă se știe că nu se poate stinge momentan cu apă, iar în acest moment pompierii caută soluții pentru a putea stinge acel incendiu. O jumătate de oră mai târziu, adică la ora 19, a fost emis și un mesaj raw alert prin care populația era avertizată să stea departe de această zonă, pentru că e vorba de un incendiu major cu degajări mari de fum. Populația a fost sfăduită să evite zona, să elibereze căile de circulație pentru a putea permite accesul mijloacelor de intervenție. Vedeți, chiar în aceste momente continuă să vină mașini aici în sediul fabricii electromontaj din sectorul 3 al capitalei. Nu se știe deocamdată cât de mare este bazinul, vă spuneam, însă nimeni nu are voie să se apropie la o distanță mai mică de 50 de metri de acel bazin, pentru că este într-adevăr risc de explozie. Deocamdată acestea sunt informațiile de aici. La revedere! Mulțumesc, Cristina! Obișnuiți să folosiți des zbor mașina sau organizați petreceri zgomotoase? Gândiți-vă de două ori înainte dacă nu vreți să munciți în folosul comunității după ce ați plătit o amendă de câteva mii de lei. Cât de zgomotoși sunt românii ca vecini, vă lămuriți imediat! În condițiile în care românii merg să lucreze în cele patru zări, peste 50.000 de asiatici vor veni în acest an pe șantierele, în hotelurile și fabricile noastre, adică acolo unde angajatorii nu au găsit localnici interesați să încaseze 500 de euro pe lună. Vorbim așadar de un val uriaș de imigranți legali, disciplinați și eficienți, interesați uneori chiar să obțină cetățenia română. Este drept că au fost și situații în care indienii sau vietnamezii angajați cu un contract de 2 ani au fugit de la serviciu și au încercat să treacă fraudulos frontiera spre vest. Până acum câțiva ani, erau mai degrabă o prezență exotică. Acum, asiaticii vă reabilitează blocul. Sunt pioni tăcuți și docili în fabrici, de unde vin alimente și produse cosmetice. Vă gătesc prânzul și vă servesc zâmbind inocent și neobosiți în restaurant. We just want to say come here. Săptămânal aterizează în București câteva sute, mulți cu turbane și majoritatea în hainele bune. Par regimente chemate la datorie de antreprenorii români, disperați să umple găuri adânci în schema de personal. Putem vorbi de o nevoie uriașă în piața din România de forță de muncă. Aducem pe servisuri auto, în sudură, oameni foarte calificați dacă este nevoie, în toate domeniile, mai puțin aș putea spune executivi. Adică șefi. Poveștile lor le reproduc izbitor pe cele ale românilor alungați de sărăcie în Europa de Vest. Subas are 26 de ani. A fost recrutat în Nepal de o firmă din România pentru un post de ambalator. Și-a pus toată viața într-o valiză și a ajuns, după nenumărate escale, în București. Stă într-un cămin de nefamiliști, alături de un grup de muncitori în construcții. I like it very good. I have facilities. Room also clean. Maybe I stay in here. I want call also my family. Din cei 550 de dolari pe care îi câștigă, susține doi părinți și trei frați. Câștigă oricum de trei ori mai mult decât ar câștiga acasă. Pentru el, România este tărâmul făgăduinței. Pentru anul trecut, guvernul român a aprobat inițial intrarea în țară a unui contingent de 20.000 de muncitori asiatici. Pentru că cererea a fost foarte mare, cifra a fost crescută până la 30.000. Pentru 2020 se prognozează că vom avea peste 50.000 de muncitori din Nepal, Sri Lanka, Bangladesh și India. Lucrează în contracte de 2 ani, 8 ore pe zi, pauze de masă, cazare, transport și echipament asigurate de angajatorul român. De exemplu, în această fabrică de vopseluri de păr au liber atunci când sunt sărbători hinduse. Un teren de fotbal închiriat pentru timpul liber și biletele de avion plătite în situația unui deces în familie. Băieții sunt isteței, sunt determinați, muncitori, respectă programul de lucru, respectă indicațiile. Vor să fie ceruți înapoi după un prim contract care durează 2 ani. De obicei ei stau mai mult. De ce? Pentru că în singura țară, România, unde avem posibilitate, după 8 ani de zile, putem să depunem actele pentru cetățenie.
Evident că la un asemenea aflux de oameni care nu vorbesc românește și uneori nu rup nici măcar o boabă de engleză, era imposibil să nu apară incidente. Au fost cazuri când angajatul, legat formal prin contract, a părăsit efectiv locul de muncă și a încercat să treacă ilegal frontiera. Companiile de recrutare se vor reuni curând într-o asociație ca să își protejeze interesele după ce au adus 10.000 de muncitori de la mii de kilometri distanță. Muzica dată la maximum, certurile și lucrările din apartamente făcute la ore nepotrivite ne-au transformat în europenii care au printre cei mai răi vecini. Un sondaj Eurostat plasează țara noastră pe locul 5 într-un astfel de top. În plus, pe multe șantiere de aici, constructorii nu respectă normele de izolare fonică și nici autoritățile nu intervin prea des în astfel de cazuri, ca să nu mai punem la socoteală faptul că locuințele noastre au pereții prea subțiri. Acest bărbat a cumpărat un apartament construit în anii 80, iar acum se ocupă singur de renovare. De cele mai multe ori ajunge să meșterească seara sau în weekend și astfel încalcă programul orelor de liniște. În câteva rânduri, vecinii i-au cerut să fie mai atent cu datul găurilor prin pereți. Văd că meșterii singur prin casă. Se întâmplă uneori să dați cu mașina de găuri și prin orele de liniște? Foarte, foarte puțin. Ziua poate peste ora 1 poate mai depășesc câteva minute, dar de obicei țin cont de orele de liniște. Mă, dacă s-a mai întâmplat câteva minute, a venit un vecin, chiar m-am oprit pe moment. Aceste imagini au fost filmate anul trecut, în Arad. Mai multe persoane au început să facă scandal în fața blocului, iar apoi s-au luat la bătaie. Deranjați de vociferări și urlete, vecinii au sunat la 112. Uite cum a luat bătaia. Doar poliția și cei de la trupele speciale au readus liniștea. Potrivit unui sondaj Eurostat, 20,1% dintre români sunt deranjați de zgomotele produse de vecini. Ne depășesc doar Malta, Germania, Olanda și Portugalia. Asta în timp ce media europeană este de 18,3%. Acești locatari, de exemplu, sunt deranjați de zgomotele produse de chiriașii din bloc. Prima intrare, ușă trântită, lift și mai departe. Bine, mai trece și noi pe la ei și îl scuturăm și să vedem care e situația. Nu mi se pare normal să faci sau să dărâmi că tu ești la tine în casă, trebuie să învățați pur și simplu de către organele abilitate. O altă problemă este a celor care locuiesc în apropierea cluburilor. Muzica mult prea tare îi face să nu poată dormi noaptea. De multe ori, ajutorul autorităților este inexistent, mai ales în apartamentele vechi, dar uneori și în cele noi, prost izolate, locatarii suferă. Muzica e dată tare și suntem deranjați. S-au făcut reclamații, a ținut 2-3 zile ca la români și au revenit. Din 26 ianuarie, amenzile pentru cei care își deranjează vecinii se vor mări. Acestea vor varia între 2.000 și 3.000 de lei. Tot o amendă mai mare, între 3.000 și 6.000 de lei, vor plăti și cei care organizează petreceri private sau care folosesc aparatură muzicală care generează zgomote puternice. Ați încercat vreodată să-i ponderați, să le sunați? Da, au încercat oamenii și nu s-a ținut cont. În afară de amendă, cei care își deranjează vecinii în orele de liniște pot primi între 70 și 120 de ore de muncă în folosul comunității. Autobuzele fabricate în Turcia, cumpărate de mai multe primării din țară, nu par o investiție tocmai inspirată. Unele vehicule nu au sistemul de climatizare adaptat condițiilor meteo de la noi, iar pasagerii tremură. Dacă anumiți șefi de regii de transport recunosc că au această problemă și încearcă să o rezolve, alții insistă că achiziția a fost bună și consideră că de vină pentru frigul din autobuze sunt opririle de sen stații. E cam frigul aici în autobuz, nu se poate da mai tare căldura. În cele peste 100 de autobuze ale societății de transport în comun asamblate în Turcia, pasagerii tremură. Vehiculele nu au sistemul de climatizare adaptat condițiilor meteo din Brașov, de pildă. Sunt doar 10 grade Celsius în acest autobuz, oamenii s-au înfofolit și nici nu e de mirare, pentru că pe aici, pe unde ar trebui să intre aer cald, vine de fapt aer rece. Păi stau cu geaca pe mine. La picioare? La picioare mai bat din picioare. Autobuzele în care pasagerii suferă de frig au costat primăria din Brașov 25 de milioane de euro și au fost achitate cu un credit. Conducerea societății de transport recunoaște că achiziția nu a fost tocmai inspirată. Promite însă că va rezolva problema. Din luna decembrie a început un program cu ajutorul producătorului de suplimentare a surselor de căldură. Situația se repetă și în Sibiu. Pe străzile din oraș circulă 55 de astfel de vehicule, cumpărate cu 60 de milioane de lei, bani proveniți și de această dată dintr-un credit. Temperatura n-a ridicat la 10 grade, uitați, 9,2 e.
Cabinele nu sunt închise etanș, partea de jos nu au căldură absolut deloc. Trage, merg cu pătura pe picior. Cum e în autobuz de mine? E rece, nu? Se îmbrăcă mai gros, cam rece. V-ați aștepta asta de la un autobuz modern? Nu, mă așteptam să fie un pic mai cald. Șoferii susțin că merg degeaba cu instalația de încălzire pornită la maximum. Vehiculele sunt dotate cu sisteme de climatizare adaptate condițiilor din țările cu ierni mai blânde și nici de cum gerului de la noi. Tocmai asta era ideea, că achiziționând autobuze moderne, să existe tehnologii noi cu perdele de aer cald în care căldura să se păstreze în autobuze. Conducerea Societății de Transport Public din Sibiu susține însă că frigul resimțit de șoferi și de pasageri este datorat doar opririlor dese în stații și nu are nicio legătură cu felul în care au fost fabricate autobuzele. Ca să nu ne pierdem onoarea în fața Europei, pasajul feroviar de la Otopeni și aeroportul Băneasa vor fi deschise până la începutul campionatului european de fotbal. Pentru a fi îndeplinită această promisiune a ministrului transporturilor, trebuie rezolvate câteva probleme grave. Să se elibereze mai multe autorizații de construcție, în timp ce judecătorii trebuie să decidă dacă pasajul feroviar nu-i va afecta pe proprietarii clădirilor din apropierea lui. În urmă cu două luni, era anunțată cu surle și trâmbițe începerea lucrărilor pe aeroportul Băneasa. Dar nu s-a făcut mai nimic, pentru că nu au fost eliberate autorizațiile de construcție. Ministrul Transporturilor spune că mai e foarte puțin de așteptat. Pe 21 ianuarie avem promisiunea că vom obține ultimul aviz de la Ministerul Culturii. Toate aceste fluxuri și tot ce ține de construcție, eu zic că sunteți în măsură să finalizați, da? Până luna mai. Pe acest aeroport ar urma să ajungă echipele de fotbal care vor juca 4 meciuri în București. Pentru că în joc este onoarea României, Lucian Bode a decis, pe drumul între două șantiere, că directorul aeroportului Băneasa va trebui să demisioneze dacă lucrările nu vor fi gata. Uitați, ați văzut, confirmă. E vorba de onoarea României, că despre asta vorbeam. Până pe 14 iunie ar trebui să ajungă la aeroportul Otopeni și trenuri de la Gara de Nord. Pentru asta trebuie să fie gata pasajul feroviar de peste DN1. La în sfârșitul lunii mai, când pentru începerea campionatului european de fotbal, trenul să circule. Dar pasajul este în impas, pentru că doi proprietari au blocat exproprierile la curtea de apel. CFR a anunțat că va face recurs și îi asigură pe oameni că nu vor avea probleme. Sunt cazuri în care trenul trece prin localități și nu sunt 20 de metri de la calea ferată la prima casă. Sau... Și atunci cum vedeți dumneavoastră rezolvarea problemei? Cu ce argumente vă duceți în fața judecătorului? Ar avea panouri fonoabsorbante de ultima generație. Ministrul Lucian Bode susține că a discutat la telefon și cu Ion Țiriac pentru a-l asigura că șantierul nu-i va deranja pe cei care se antrenează la patinoarul Fundației Țiriac. Constructorul anunță că a montat deja câteva grinzi de beton, dar și un tablier metalic pe pasaj. Lucrările pe această parte a șantierului sunt destul de avansate, însă întârzie pe bucata de șantier de dincolo de drumul național 1. De altfel, antreprenorul a anunțat că va opri circulația pe DN1, însă promite că nu va crea mare deranj. Probabil de câte 5-6 ore pe noapte, vreo câteva zile. Vreo 4-5 zile. Trenul ar urma să circule cu 80 de km la oră pe pasajul cu o înălțime de 7 metri. Vremea neobișnuită caldă din noiembrie și decembrie riscă să-i ruineze pe apicultori. Aceștia spun că albinele bulversate de temperaturile ridicate au depus deja ouăle cu aproape 2 luni mai repede decât ar fi trebuit. Din această cauză există riscul ca valul de frig să afecteze serios tupii. Pierderile sunt estimate undeva la 20-30% din întreaga populație de albine din România. Au depus ouă din cauza căldurii din timpul lunii decembrie. Pe timp de noapte, fiind foarte frig, ele nu au mai putut acoperi zona respectivă și au murit. Acest apicultor de pe Valea Feneșului, în județul Alba, a verificat un stup și a descoperit că atât albinele cât și puietul au murit. Fiind variațiile între zi și noapte de temperatură foarte ridicate, pe timp de zi undeva la 12 până la 15 grade, iar noaptea undeva la 3-4 grade, care au fost mai bune, au început ponta. Deci pot să spun că undeva la un stup foarte bun de 8-9 rame iernat, undeva au ajuns la 4-5 rame. La câteva case distanță, un alt apicultor, care are în jur de 300 de stupi, se roagă să nu-l ruineze vremea. A fost afectat din vremea din decembrie, dar dintre ele care au depus puiet, nu mai stau în ghem.
se mută de pe puiet sau și mor de foame pe urmă. Mai mult, pentru că a fost neobișnuit de cald în decembrie, albinele au ieșit din stup și o parte dintre ele nu s-au mai întors. Ieșeau că era, vedeau că e cald, dar ajungeau la umbră, unde era înghețat, nu s-au mai întors. Și la Iași lucrurile stau la fel de rău. Ele pot avea puietul pe rama asta, da? Mănâncă toată mierea de pe rama asta și în timpul iernii albinele nu se pot deplasa pe rama următoare să-și ia hrana. În condițiile astea, dacă hrana nu este lângă puiet, ele pot muri de foame, chiar dacă noi avem destulă miere în stup. 2 din 10 familii de albine au depus ouă. Oamenii încearcă acum să salveze ce se mai poate, hrănindu-le suplimentar. Niciodată n-am dat hrană la albine în ianuarie. Anul ăsta o să o fac. Într-un an normal, România poate să producă 22-25 de mii de tone. Însă anul 2019 a fost în jur de 18 mii de tone, nefiind chiar cea mai bună producție a României. Cea mai afectată producție de până acum a fost cea de miere de salcâm. Conflictul dintre Statele Unite și Iran tulbură apele la Washington. Camera Reprezentanților încearcă să-i limiteze puterile lui Donald Trump. De ce aflați în câteva momente. Ediția din acest an a Târgului de Tehnologie din Las Vegas se dorește una cât mai ecologică. Uriașul centru de conferințe la care au loc principalele prezentări este alimentat cu electricitate furnizată de panouri solare instalate în deșert. Colegii noștri Iulia Ionescu și Silviu Calangiu sunt în Las Vegas și ne prezintă noutățile din cea de-a doua zi a expoziției. Acesta este un dispozitiv care te ajută să ridici aproximativ 90 de kilograme de peste 100 de ori, folosindu-te doar de 2 degete. Este o propunere a americanilor de la Delta. Este un exoschelet gândit pentru personalul din aeroporturi, în special pentru transportul bagajelor de dimensiuni mari. Tehnologia a fost prezentată pentru prima dată la CES, iar americanii susțin că începând cu anul 2021 ar trebui să începem să vedem astfel de hamali. You Can Make Up este o aplicație care te ajută să scapi la modul virtual cel puțin de ridurile pe care le ai și poți să vezi și cum ai arăta cu diverse culori de păr sau poți să încerci și un machiaj mai îndrăzneț, de ce nu? Iar la final poți să-ți faci și o fotografie și să postezi pe social media. Aplicația pentru telefoane mobile este deja disponibilă și este gratuită. Prezintă soluții de înfrumusețare bazate pe inteligență artificială. Îți recomandă inclusiv produsele de care ai nevoie pentru a obține un anumit machiaj sau o anumită culoare de păr. Hai în braț. Nu degeaba se numește Lovot. Dar și în China și costă aproximativ 3000 de dolari. Lovot este un astfel de animal de companie. Este dotat cu un sistem de recunoaștere facială și își poate identifica oricând stăpânul, iar atunci când este luat în brațe, toarce precum o pisică. Do you like pizza? Roboții de companie devin tot mai sofisticați și pregătiți să ne ajute la treburile casei. Poate că nu vor mânca pizza alături de noi, dar în mod sigur vor ajuta la prepararea ei. La Târgul de Tehnologie de la Las Vegas se văd primele rezultate și sunt prezentați roboți care au tot mai multe îndeletniciri umane. In the home, I would expect Walker to be able to provide any kind of service scenario that you need, whether it's perhaps doing some cleaning for you, maybe carrying heavy objects for you, even upstairs perhaps, or if you're hanging out on the couch and want Walker to bring you a drink, it can open up the refrigerator and do that. Nu în ultimul rând, o firmă sud-coreană a prezentat un dispozitiv util pentru cei care fac sport. Când ajungeți acasă, după alergare, nu trebuie decât să puneți în pantofi cele 2 sfere, iar acestea detectează umezeala și cu ajutorul unor mini-ventilatoare și a razelor ultraviolete vă curăță încălțările. Bolnavii de tuberculoză care nu sunt contagioși vor fi tratați în ambulatoriu. Alături de bulgari suntem ultimii din Uniunea Europeană unde nu se întâmplă încă asta. Practic, după ce specialiștii vor stabili cu certitudine care dintre pacienți nu pot transmite virusul, aceștia își vor urma tratamentul în policlinici, ori cu ajutorul medicilor de familie. Deși România a făcut pași serioși în tratarea tuberculozei, rămânem în topul țărilor europene cu cei mai mulți bolnavi. În urmă cu câțiva ani, Constantin a fost diagnosticat cu tuberculoză. Abia după ce a stat 1 lună și jumătate în spital, a putut să-și facă tratamentul în ambulatoriu. Trebuie să te prezinți, îți face doamna asistentă de acolo injecțioara, îți dă pastiluțele și pleci acasă. Medicii spun că bolnavii de tuberculoză sunt contagioși atunci când boala este instalată în plămâni. Pot împrăștia virusul când strănută sau tușesc.
Însă dacă boala este depistată la început, ori e vorba de tuberculoză extrapulmonară, virusul nu se transmite. Acești pacienți pot fi tratați în ambulatoriu. Încă din 2015, Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca pacienții cu tuberculoză care nu sunt contagioși să fie tratați în ambulatoriu. În prezent, în Uniunea Europeană, doar România și Bulgaria îi mai internează pe toți, indiferent dacă pot sau nu transmite boala. În țara noastră, incidența a scăzut în ultimii ani de la 150 la 50 de bolnavi la 100.000 de locuitori. Este o povară nenecesară pe bugetele de sănătate ale României, internarea acestor pacienți necontagioși. Ministerul Sănătății a lansat un program pilot în care pacienții care nu pot transmite boala vor fi tratați la medicul de familie sau în policlinică. Pentru confirmare sunt necesare și investigații de laborator. Niciun pacient care este contagios sau care are risc de contagiune pentru familie și pentru cei din jur nu va pleca acasă să-și facă tratamentul. Vor fi incluși și aproximativ 200 de pacienți. Ne dorim ca tot mai mulți pacienți să fie incluși într-o astfel de îngrijire. Conform statisticilor, în România, 12.500 de persoane diagnosticate cu tuberculoză sunt acum în tratament. Specialiștii cred însă că numărul celor care suferă de această boală este mult mai mare. Suntem în continuare printre primele locuri din Europa. O să urmeze o serie de proiecte de aproximativ 23 de milioane de euro cu finanțare internațională. Dacă vă simțiți moleșit fără motiv, tușiți, ați scăzut în greutate și transpirați noaptea, ar fi indicat să consultați un specialist în pneumologie, care vă poate confirma sau infirma diagnosticul de tuberculoză. Programul pilot va fi disponibil deocamdată doar în 3 sectoare din București. Ulterior, ar putea fi extins în toată țara. Situația inedită într-un cartier mărginaș din Pitești. Două berze, mamă și pui, au devenit atracția zonei, mai ales că oamenii nu sunt obișnuiți să le vadă în această perioadă la noi în țară. Localnicii se tem însă că păsările nu vor mai rezista mult dacă nu sunt luate și duse la căldură. În ultimele două nopți în Pitești au fost minus 9 grade Celsius. Berzele vin în fiecare vară în oraș, dar toamna obișnuiau să plece spre țările calde. Anul acesta însă, una dintre ele a rămas în cuib, împreună cu puiul. De când sunt berzele astea aici la voi pe stradă? Din vara trecută. Dar de ce crezi că nu au plecat? S-au acomodat aici cu noi, sunt ale familiei. În urmă cu câteva zile, când au văzut că temperaturile scad simțitor, locuitorii au sunat la 112. Păsările s-au speriat însă de lumina puternică a proiectoarelor folosite de militari. După ce au venit pompierii, au ridicat scara, s-au chinuit oamenii să prindă berzele și pe cea de aici și pe cea de acolo și n-au reușit, au fugit. Poate se găsește altă metodă să vină să le ia, că nu mai rezistă. Uitați-vă și dumneavoastră în ce situație arată. Păi două zile la rând a fost numai 9 grade. Minus. Potrivit martorilor, barza ar fi rămas aici deoarece puiul ei nu era pregătit de zbor când au plecat stolurile. Oamenii cer ajutorul specialiștilor. Se tem că păsările vor muri în câteva zile de frig dacă nu sunt duse la adăpost. Ne-am obișnuit cu ideea că românii emigrează în Europa de vest, ori în Statele Unite, în căutarea unui trai mai bun. Iată însă că pe lista destinațiilor a apărut și un stat desprins din blocul sovietic, mai degrabă cunoscut pentru infrastructura precară, corupție și birocrație. Zeci de români au ales Ucraina și și-au făcut un rost în stațiunea de iarnă Bucovel. 25.000 de locuri de cazare, peste 100 de restaurante, 70 de kilometri de pârtii, centre de relaxare și agrement. Acesta este Bucovelul, care oferă mii de locuri de muncă nu doar ucrainenilor, ci și românilor dispuși să treacă granița de nord a țării, mai ales că 40% dintre turiștii ajunși acolo sunt de aici. Ca prețuri, merită față de predealul nostru pe Ana Brașov, care este 3-4 ori mai mari. Mâncarea bună, ieftină, multă. Potențialul zonei l-a atras și pe Nuțu Marina. La doar 24 de ani administrează o afacere înfloritoare în Bucovel. A terminat facultatea de economie, dar recunoaște că mare parte din ceea ce știe a învățat de la părinții lui, care au o firmă de mobilă. Am fost în stațiune cu părinții și am decis să facem și noi unul. Un hotel. Da. Și acum în spate mai facem unul. Hotelul este unul dintre locurile în care se vorbește românește, iar asta îi încântă pe ei noștri. Ucrainenii nu știu engleză și se înțeleg cu turiștii străini mai mult prin semne. Aducem bucătari, avem din partea noastră ce vorbesc română, avem vreo 3 sau 4 angajați ce vorbesc și română. La români mult mai le place să vorbească cineva în română, știți? Era dimineață de vreme, atunci când în bucătărie am întâlnit-o pe Maria Lupucu. Cavarotchi, ubiraim castruliu, facem curățenia.
Maria Lupucu lucrează aici de când s-a deschis hotelul. Până atunci a fost casnică, însă cum copiii au crescut și s-au așezat pe la casele lor, n-a putut să stea într-un loc. Așa a ajuns la Bucovel, unde îi învață și pe ceilalți bucătari rețetele pe care le știe de la bunici. Ne place că vin românii și suntem mulțumiți cu ei. Și ei cred că sunt mulțumiți cu noi. Rețetele de unde le-ați învățat? De la Maria Lupucului. De la moș strămoș. În Bucovel, Maria locuiește într-o casă împreună cu ceilalți angajați și poate mânca fără probleme în restaurantul hotelului. Acolo stau fetele, aici stau băieții și aici ca stăm noi. Și doamnele. Aici ca e patul meu, aici ca hainele mele. Ne desculțăm, nu intrăm încălțate. În total sunt 21 de angajați ai hotelului lui Nuțu Marina. N-a fost greu să îi găsească pentru că în satele din jurul stațiunii este sărăcie mare. Aici câștigurile lor pot să ajungă la 1000 de euro pe lună, cu tot cu bacșiș. Administratorii pun preț pe mâna de lucru, așa că pe lângă salariu, toți cei care lucrează în stațiune beneficiază de masă și cazare, iar pentru diverse activități plătesc doar 20% din preț. Soțul vine în tătă sâmbata către mine și stăm până luni. Când îi poate vacanță, vin și copiii către mine, vin nepoță. Și au cazare gratuită aici? Da, da. Alexandru Huzău a ajuns în Bucovel în urmă cu 6 ani de revelion. S-a îndrăgostit de stațiune imediat. Am ajuns cumva neinvitați la ziua managerului stațiunii. Acolo am cunoscut foarte mulți oameni din partea de management a companiei. Iar ei mi-au propus dacă pot să îi ajut cu partea de promovare pe România. Alexandru a devenit un om de bază în echipa de marketing a stațiunii. Sarcina lui este să creeze evenimente care să-i aducă pe români în Ucraina. Așa a luat naștere Bucovel Romanian Days, un festival dedicat nouă. Timp de 5 zile, DJ-ii renumiți mixează ore în șir, iar pe pârtii se organizează tot soiul de competiții. Tot pentru români, Alexandru a făcut o aplicație de mobil care îi ajută să se descurce prin stațiune. Aici găsesc cum poate să rezerve o cameră la hotelul respectiv, cum poate să fac o rezervare la un restaurant anume. Dacă acum 4-5 ani puțin români știau de Bucovel, astăzi ai noștri au ajuns să fie cei mai numeroși turiști din stațiunea ucraineană. I can call Alex... Aș putea să-l numesc pe Alex, marele ambasador al Bucovelului în România. Alex le spune românilor despre Bucovel. Alex face promovare. Alex îi face pe oameni fericiți în Bucovel. Anul acesta, Alex a lansat o campanie umanitară. 20 de euro din prețul fiecărui bilet la festivalul Bucovel Romanian Days vor ajuta un copil din țara noastră să învețe să schieze. România încă nu scapă de monitorizarea justiției prin MCV. Depinde de noi să ieșim din mecanismul de cooperare și verificare, a spus premierul Ludovic Orban, aflat într-o vizită la Bruxelles după o discuție cu președinta Comisiei Europene. Nici în privința aderării noastre la spațiul Schengen, lucrurile nu sunt clare pentru că, spune Orban, țara noastră nu are susținere totală la nivel european. Premierul s-a întâlnit și cu șeful NATO într-un moment de tensiune maximă pentru comunitatea internațională. Aflat pentru prima dată la Bruxelles de când a fost numit prim-ministru, Ludovic Orban a stat o oră de vorbă cu șefa executivului european, Ursula von der Leyen. Comisia Europeană înțelege foarte clar că a avut loc o schimbare benefică la București, dar până la urmă închiderea mecanismului de cooperare și verificare va depinde de ceea ce facem noi în România. Premierul Ludovic Orban spune că i-a asigurat pe europeni că România va respecta toate recomandările primite în octombrie. Atunci, guvernului PSD a fost trimis cel mai critic raport MCV din ultimii 10 ani. România a fost dur taxată pentru adoptarea controversatelor legi ale justiției, dar și pentru slăbirea luptei anticorupție. Acum, noul guvern a primit încurajări de la conducerea Comisiei Europene. Vom vorbi despre planurile dumneavoastră în ceea ce privește economia, planurile de reformare a sistemului de justiție, un lucru foarte important cu multe provocări, dar desigur știți că Comisia Europeană este alături de dumneavoastră. O altă problemă discutată a fost aderarea la spațiul Schengen. Țara noastră îndeplinește toate condițiile impuse, dar nu toată lumea ne susține în Consiliul European. Sunt convins că ele se vor modifica în favoarea României într-un orizont de timp rezonabil. De la Comisia Europeană, prim-ministrul a mers la sediul NATO de la Bruxelles pentru o întâlnire cu șeful Alianței, Jens Stoltenberg. Acolo îl așteptau oficiali români, printre care și Mircea Joană, numit toamna trecută secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice. Good afternoon, sir.
Romania plays a key role in our alliance. You host our ballistic missile defense site in Devosulu, and your troops deter aggression as part of our multinational battle group in Poland. Romania will continue to contribute to NATO's missions and initiatives, to the Allied forward presence on the eastern flank. Discuția cu șeful NATO a avut loc într-un moment tensionat pe scena internațională, după ce Iranul a lansat rachete asupra unor baze americane din Irak. Deși nu afirmă public, se pare că regina Elisabeta II este profund dezamăgită după comunicatul năucitor al nepotului său. Prințul Harry și soția sa Meghan au anunțat că renunță la statutul de înalt reprezentant ai casei regale, dar și că vor să-și petreacă o bună parte din timp în Statele Unite și Canada. De asemenea, spun că vor să-și câștige independența din punct de vedere financiar, dar nu renunță la reședința lor din apropierea castelului Windsor, care a fost renovată anul trecut cu 2,4 milioane de lire din banii contribuabililor. Ce vrea Meghan, Meghan obține, au tras concluzia unii comentatori. Alții vorbesc chiar despre o abdicare de la îndatoriri sau un Meghan exit, o analogie cu Brexitul. Și totuși... The Duke and Duchess of Sussex aren't saying they want to leave the royal family altogether, but they are saying they want to step back from their senior roles within the institution and all the official duties that come with that. The issue here is that they don't seem to have discussed this with anyone in the royal family at all before they decided to announce it. Avem în plan să ne împărțim timpul între Regatul Unit și America de Nord, continuând să ne onorăm datoria față de regină, Commonwealth și activitățile pe care le patronăm, au anunțat ducii de Sussex într-un mesaj postat pe pagina lor de Instagram. I'm told that senior members of the royal family are hurt behind palace walls. There's a mood of deep disappointment, I'm told. Potrivit presei din regat, regina Elisabeta a II a fost șocată de anunț, iar tatălui Harry, prințul Charles, s-a înfuriat. Palatul Buckingham a difuzat doar un comunicat laconic. Înțelegem dorința lor de a încerca o abordare diferită, dar acestea sunt chestiuni complicate, a căror rezolvare va lua timp. It's a statement of someone who has been sort of bowled over by an unexpected announcement and is just trying to bring some sense and stability to it. I mean, it comes across that they're really shocked. Potrivit declarației lor, Harry și Meghan au de gând de asemenea să devină independenți din punct de vedere financiar. You can't you haven't got an actual career. I mean, his career was the army. That's what he was very good at. That's what he loved. That's what he felt at home. But he can't do anything like that. He's not somebody who sits behind a computer. He told me he hates that. He's an action man. He wants to be doing things. What can he do? Harry și Meghan au anunțat și o schimbare a relației lor cu presa. Speranța sinceră a ducelui și ducesei de Sussex este că de acum înainte vor putea să transmită cu mai puține constrângeri informații către public, se afirmă pe site-ul lor oficial. În ultimele luni, presa a scris despre o răceală între Harry și fratele său William, dar și o aparentă izolare din partea reginei Elisabeta a II-a. În privința lui Meghan, bârfele din tabloide spuneau că ar fi încercat să transforme familia regală în propriul său show de televiziune, Aventurile lui Meghan din Palat. Acum însă curg glumele despre actrița Meghan Markle, care și-ar putea juca propriul său rol în viitoarele sezoane din serialul The Crown. De la Teheran vin în continuare declarații belicoase. Un înalt comandant militar iranian a amenințat Statele Unite cu o răzbunare și mai dură în curând după atacul cu rachete. Un altul a spus că vor fi și altele până când trupele americane vor părăsi regiunea. Pe de altă parte, Camera Reprezentanților votează astăzi o rezoluție prin care intenționează să limiteze puterile președintelui american de a declara un eventual război împotriva Iranului fără aprobarea prealabilă a Congresului. We have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. Într-o scrisoare adresată Națiunilor Unite, Statele Unite au justificat uciderea generalului iranian Qasem Soleimani drept un act de autoapărare. Iranul a ripostat acum două nopți cu rachete asupra unor baze din Irak unde se află și soldați americani. N-au fost însă victime. Teheranul a avut aceeași justificare în mesajul către ONU. A fost un act de autoapărare. Președintele Trump n-a spus nimic despre noi lovituri militare, dar a anunțat în schimb noi sancțiuni împotriva Iranului. De la Teheran vin în continuare declarații belicoase. Un înalt comandant militar iranian a amenințat Statele Unite cu o răzbunare și mai dură curând după atacul cu rachete asupra unor baze irachiene unde erau militari americani. Totuși, vicepreședintele Statelor Unite susține că, potrivit informațiilor obținute de la serviciile secrete, Teheranul ar fi cerut milițiilor sale să nu atace ținte americane.
Între timp, la Washington, congresmenii caută să limiteze puterile președintelui de a declanșa un război. Mulți dintre ei, inclusiv din partidul lui Trump, nu sunt convinși că existau dovezi serioase care să justifice eliminarea generalului Soleimani, arhitectul operațiunilor externe ale Iranului în Orientul Mijlociu. They have justified the killing of an Iranian general as being something that Congress gave them permission to do in 2002. That is absurd, that's an insult. Was probably the worst briefing I've seen, at least on a military issue, in the 9 years I've served in the United States Senate. Dar și președintele are de partea lui mulți susținători. Congress, for decades, has tried to have it both ways. They want the freedom to criticize decisions made by the commander-in-chief, but they don't want the responsibility to make those decisions in lieu of the commander-in-chief. No more war! We want peace in the Middle East! Noi demonstrații împotriva războiului au avut loc astăzi în America. Iar avionul ucrainean care s-a prăbușit în Iran cu 176 de oameni la bord ar fi fost doborât de o rachetă antiaeriană iraniană. Afirmația a fost făcută de un oficial al Pentagonului. Pe de altă parte, anchetatorii iranieni au declarat că avionul a încercat să revină pe aeroportul din Teheran, de unde tocmai decolase. Boeing-ul 737 s-a aflat în aer doar câteva minute și a luat foc în zbor, potrivit primelor elemente ale investigației. Însă nu a fost transmis niciun semnal radio de urgență către turnul de control. Nu există supraviețuitor după această tragedie. Secretarul Consiliului Ucrainean de Securitate a spus că investigatorii caută posibile rămășițe de la o rachetă la locul tragediei. Justin Bieber suferă de boala Lyme, o afecțiune provocată de căpușe. Cântărețul canadian a confirmat oficial informația într-o postare pe Instagram. Tot el a adăugat că primește tratamentul potrivit pentru această boală până acum incurabilă și că se va întoarce pe scenă cât mai repede. Pe lângă Lyme, Justin Bieber s-a confruntat și un caz serios de mononucleoză cronică, o boală care i-a afectat pielea și funcțiile cerebrale.